Salutare tuturor și ne-am găsit la un nou episod din Lamele de azi. Pe șoap peste Super Mili Lama și cu siguranță nu merită. Costă 1000 de V-Bucks și armele pe care le oferă această lamă sunt foarte slabe și ori puteți lua din aprilie lama de 50 de V-Bucks și să așteptați ori din misiuni. Pentru că aceste lame, pentru că aceste miliuri sunt în misiuni. Da, pur și simplu mă bâlbâi acum, mă bâlbâi puțin acum, dar n-am ce să fac. Sper că vă place calitatea audio, pentru că pur și simplu acum, da, ia zi, pur și simplu de o grămadă de ori. Deci, a făcut o chestie și acum chiar sper că s-au de bine și nu mai e ripul ăla încrozitor de la început. Aceste miluri nu sunt bune, nici acestea, nici una nu e bună și mai bine aștepta să pice din misiuni sau lame. 1000 de V-Bucks pentru niște miluri pe care nu le folosiți aproape niciodată pentru că nu sunt bune. Numai dacă vreți să aveți voi un loadout sau să credeți că acea armă e foarte bună sau o testați. Dar nu e așa. Cele mai bune miluri sunt în eventuri și pică foarte greu. Astăzi fac și episod cu Weekly Shop pentru că abia s-a resetat. Dar cumpărați geaba Rocky cu o armă foarte bună și foxurile legendare. Așa. Și sper că v-a plăcut acest episod. Ne vedem data viitoare într-un nou episod în lamele de azi. Și nu uitați, upgrade lama. Mai bine luați pasta decât pasta. Sper că v-a plăcut.